mirosul de sânge este cel care trezește apetitul marilor puteri. El a avut și șansa nesperată de a învăța de la un maestru, unchiul său, Constantin Cantacuzino. A avut o avere uriașă pentru că țara românească avea disponibilități și pentru că dacă ai o inteligență în plan economic, poți să descurci. Brâncoveanul împreună cu Sfântul Antim s-au dovedit cei mai mari susținători și am putea zice promotori sau precursori ai proiectului Mari Uniri. Constantin Brâncoveanu consider că a avut o misiune, a avut un program pe care și l-a trasat din momentul în care a primit domnie. În 1714, pe 15 august, de adormirea Maicii Domnului, o zi importantă pentru toți creștinii, în fața sultanului Ahmed al III-lea, dar și în fața reprezentanților Europei, la Stambul era decapitat împreună cu cei patru fii ai săi și cu sfetnicul său, cel care vorbise printre primii despre Europa ca entitate politică fundamentată în primul rând pe credința creștină. Constantin Brâncoveanu, căci despre el este vorba, a fost omorât pentru că nu a renunțat la ortodoxie în favoarea islamului. Dar doar acesta să fi fost singurul motiv? Ciudat este că atunci nu mai erau timpurile prigoanei religioase, iar Vodă Brâncoveanu, apărător al lumii creștine, dusese o politică echilibrată față de Imperiul Otoman. Chiar și pentru noi astăzi este greu de înțeles de ce diplomații creștini din apus au participat la asasinarea lui Brâncoveanu ca la un spectacol. Țările române, de altfel singurele din întreg spațiul sud-est european, au reușit să își păstreze instituțiile statului și o oarecare autonomie față de turci. Ele erau practic, cum am spune astăzi, state tampon între Sublima Poartă și noile puteri apărute în secolul al XVII-lea, Imperiul Țarist și Imperiul Habsburgic. Constantin Brâncoveanu ajunge la putere în 1688, la 5 ani după ultima tentativă eșuată a otomanilor de a cuceri Viena. Constantin Brâncoveanu, cel care, așa cum îi plăcea lui Nicolae Iorga să spună, își începea documentele și epistolele cu formula cu mila lui Dumnezeu, Io Constantin Basarab Voievod și domna toată țara Ungrovlahiei și le încheia semnând Io Constantin Voievod Milostiv Gospodar, a reușit, după cum tot Iorga remarca, să păstreze nu numai țara românească, ci întreaga noastră națiune ca trup politic, ca suflet românesc, timp de mai bine de un sfert de veac. Vodă Brâncoveanu provenea dintr-o stirpe de domnitori care au ținut la țară și au știut să țină echilibru. În primul rând, e vorba de Matei Basarab, bunicul său, care tot așa a avut o domnie lungă de pace.
Brâncoveanu crește fără tată, tatăl său este omorât în vremea răscoalei Seimenilor, crește în bogata familia Cantacuzinilor, mama sa este Stanca Cantacuzino. Prin urmare, crește cu această idee despre o familie puternică, despre valoare, despre tradiție, crește într-un mediu strălucitor, somptuos, bogat. Unchiul său, cel căruia îi spunea tată, de altfel, pentru că practic îl crescuse de mic copil după ce tatăl lui Brâncoveanu fusese asasinat. Stolnicul Cantacuzino era, așa cum știm cu toții, un umanist de talie europeană. Își făcuse studiile la Constantinopol și la Padova. Stolnicul se formase la Universitatea din Padova și avea o pasiune pentru geografie, cartografie, astronomie, astrologie, chiar astrologie politică. Este un lucru foarte interesant, circulă un fel de predicții astrologice pe plan politic pe care Stolnicul le comandă și pe care presupunem că le-a văzut și Constantin Brâncoveanu. Stolnicul Cantacuzino era și cel care răspundea de cancelarea domnească și practic cel care avea în mână toate ițele politice externe. Deci Brâncoveanu a învățat de tânăr de la acesta, încă înainte de a deveni domn. De altminteri și urcarea pe scaunul domnesc a fost facilitată de Stolnic. Brâncoveanu ajunge destul de tânăr domn, undeva până în 40 de ani. Era deja căsătorit, avea două fiice. Un boier, la acel moment, cu ceva dregătorii îndeplinite în vremea domniei unchiului său, Șervan Cantacuzino, trimis cu misiuni diplomatice în Transilvania, înainte de a deveni domn. Deci avea un fel de ucenicie făcută în preajma domnului. Avea o bună educație, o bună educație care era susținută și de biblioteca unchiului său, stolnicul Constantin Cantacuzino. Nici nu a fost bine instalat ca domnitor și a trimis scrisoare la țarul Rusiei, în care a spus de faptul că a fost ales și că el năzuiește să țină bine cumpăna creștinătății și știe sigur că pentru aceasta este posibil să ajungă și la jertfa supremă. A avut o premoniție chiar de atunci, de la 1688. Prima parte a domniei are niște reușite diplomatice fantastice, pentru că întrunește și concursul Cantacuzinilor. Este perioada în care el are o bună relație cu familia sa și reușește să blocheze tot felul de uneltiri venite din partea partidei adverse. Întotdeauna există o partidă adversă, dacă nu chiar mai multe, în spațiul românesc. Familia Bălăceanu, de pildă, încearcă să impună pe un fiu al lui Șervan Cantacuzino pe tronul țării românești și să-l înlăture pe Brâncoveanu, care era sprijinit de unchiul său. Sunt încercări ale austriecilor de a intra în țara românească. Deci, practic, a fost ales de țară, de mari boieri, și confirmat la mitropolie și urma recunoașterea de către înalta poartă. La Constantinopol se ducea o luptă acerbă pentru că ambasadorul Franței, Franța lui Ludovic al XIV-lea, care era la vremea respectivă o susținătoare a turcilor împotriva imperialilor, împotriva Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, dorea ca pe tronul de la București să urce un maghiar. Franța a pus la bătaie doar 30 de pungi de galbeni. Reprezentantul lui Brâncoveanu a dispus de 400 de pungi de galbeni și vă dați seama că cu această revărsare de aur practic nu i-a stat nimic în cale, dar au funcționat și alte elemente, nu doar banii au facilitat succesul, ca să vedem. Sunt și acele elemente de mentalitate, ca să spunem așa. Se spune că marele vizir s-a pronunțat în favoarea lui Brâncoveanu și plecând de la un lucru, cum se spune, apare minor. Și anume, unul dintre cei mai aprici susținători ai pretendentului maghiar se prezenta permanent la întrevederi, purtând acea coadă nemțească, cum se spunea, și cizme lungi din piele cu pinte nemțești. Ori această înfățișare, acest aspect exterior al susținătorului, l-a făcut pe marele vizir să creadă că acesta mai degrabă reprezintă interesele Imperiului
romano-german decât ar fi fidel Franței. Și atunci și acest lucru a contat. Deci, iată, până și aici, la nivel de vestimentație, la nivel de exprimare, trebuia o finețe, trebuia o inteligență, în sensul cel mai bun al cuvântului, pentru a-ți atinge obiectivele. Politica lui Brâncoveanu s-a bazat pe prudența diplomatică, pe o bună gestionare a informațiilor, pe echilibru politic și, nu în ultimul rând, pe credință. Brâncoveanu era un om al timpului său. El intuise perfect că ordinea lumii începea să se schimbe. Și tocmai de aceea, el va duce o politică de deschidere față de Europa de răsărit, dar și față de Europa de apus. La curtea lui se traduceau și se scriau documente în italiană, în turcă, slavonă, rusă, germană și greacă, ceea ce îi permitea lui Vodă Brâncoveanu accesul la informații esențiale. Privind din perspectiva timpului, Brâncoveanu nu făcea politică la voia întâmplării, ci era una strategică, care a permis crearea unei viziuni articulate pe termen lung. În afară de sfatul unchiului său și de susținerea familiei, Brâncoveanu este, după datele pe care le avem acum, probabil primul domnitor care are o rețea de emisari diplomatici și de secretari pentru mai toate limbile din zonă. Pentru turcă, evident, dar și pentru polonă, pentru maghiară, pentru italiană, pentru rusă. Ceea ce înseamnă că el negocia cu toți acești oameni din Europa centrală, estică și chiar apuseană. Deci își formează această echipă de secretari domnești. Anton Maria del Chiaro este, de pildă, secretarul care stă multă vreme alături de el. Este italian, este un evreu convertit la catolicism. El lasă niște memorii despre Brâncoveanu după decapitarea domnului. Deci are niște oameni cu contacte în apus. De altfel, toată lumea aceasta grecească de secol XVII, pe care o găsim și în țara românească, o găsim și în Balcan, o găsim și la Constantinopol, la Istanbul, are bune legături cu spațiul italienesc, cu Veneția, de pildă. Servicii de informații au avut și ceilalți domni români care au intrat pe ușa mare a istoriei. Mă gândesc la Mircea cel Bătrân, la Vlad Țepeș, la Ștefan cel Mare, Iancu de Hunedoara, de asemenea, a avut un serviciu foarte bun. Mihai Viteazu, de asemenea, a fost renumit pentru modul în care a știut să-și dezvolte astfel de activități informative, dar la Brâncoveanu ce trebuie subliniat este faptul că el vine cumva într-o epocă în care rafinamentul acestei arte informative sporise foarte mult. Și el a avut și șansa nesperată de a învăța de la un maestru, și anume de la Stolnicul Constantin Cantacuzino. Stolnicul Cantacuzino la Padova fusese inițiat în scrierea secretă, în arta criptografiei. De la el a învățat Brâncoveanu să-și cifreze mesajele pe care le trimitea către marile puteri, către marile cancelarii ale vremii. Constantin Cantacuzino avea un cifru propriu, iar domnul avea la rândul său un cifru separat, un cifru aparte, în care literele chirilice erau substituite cu un amestec de litere latine, grecești, numere și chiar semne convenționale inventate de către autorii cifrului. Iar cheile acestor cifruri folosite la corespondența secretă erau cunoscute de foarte puține persoane, pentru a se păstra, evident, taina. Până și sistemul acesta al transmiterii corespondenței secrete era foarte bine pus la punct. Se folosea un sistem de ștafetă, un curier prelua corespondența, o dădea altui curier, care la rândul dădea altui curier și așa mai departe. În felul acesta, doar primul curier cunoștea emitentul corespondenței, cei din lanțul, din mijlocul lanțului nu știau nici de la cine vine corespondența, nici la cine va trebui să ajungă, iar ultimul din lanț nu cunoștea decât destinatarul, fără a cunoaște de unde vine corespondența respectivă. Desigur, erau și măsurile, cum le numim astăzi, măsurile fizice de protecție, adică acele peceți pe care le știm cu toții, care sigilau, practic, misivele secrete. Și aici, beneficiind de talentul unui sfetnic italian, Brâncoveanu reușea să captureze astfel de mesaje secrete, să le desfacă în secret cu ajutorul acestui italian foarte priceput în
ruperea sigiliilor și refacerea lor în așa fel încât să nu se cunoască practica, umbla cineva la ele, și o sumă întreagă de astfel de mesaje secrete care au fost capturate prin diverse metode. Aici intervine bogăția viticolă a țării românești. Se spune că în marile hanuri, marile cârciume ale Bucureștiului, acești curieri secreți erau atrași cu fete frumoase, cu bărdace de vin bun, până când îi fura nițel somnul, în timpul ăsta li se sustrăgeau mesajele, erau desfăcute, citite, copiate, refăcute, puse înapoi în bagaj, a doua zi când se trezea cu capul greu și tulbure, era convins că totuși a scăpat cu bine și își continua mai departe drumul către destinatarul său secret. Dar Brâncoveanu deja era în posesia informațiilor pe care acesta le purta către o capitală sau altă. Brâncoveanu nu a fost un adept al războiului. În 25 de ani de domnie a avut o singură bătălie, cea de la Zărnești din 1690. Chiar dacă a încercat să evite războiul programatic, el era preocupat să aibă o armată bine pusă la punct. Brâncoveanu dorea să își cunoască adversarul în cele mai mici detalii. Poate de aceea cancelaria domnească, condusă de stolnicul Constantin Cantacuzino, a fost un veritabil serviciu de informații al Principatului Muntean. Prin cancelaria domnească se monitorizau acțiunile marilor curți europene. Preocupat de a evita războiul de orice fel, Brâncoveanu a folosit ori de câte ori a avut ocazia argumentul financiar. A oferit împrumuturi, mită chiar, înalților oficiali și conducătorilor militari străini. În percepția acestora, resursele bănești de care dispunea domnul Muntean păreau nelimitate. Poate de aceea îi spuneau prințul aurului. Generozitatea și opulența etalată ostentativ contribuiau și ele la această imagine strălucitoare. Diplomat abil, Brâncoveanu a fost preocupat de alianțele pe care le făcea. El a pendulat constant între Viena și Constantinopol și mai apoi între Sankt Petersburg și Berlin, jonglând cu interesele polonezilor și ale cazacilor, în încercarea de a ține în echilibru balanța puterii. Sfârșitul de secol XVII e un moment tare complicat, în care avem pe de o parte pe turci, Imperiul Otoman, oarecum în derivă, cu probleme interne, pierde bătălii, semnează la Karlovitz în 1699 un tratat cu Austria, dar nu este complet lipsit de putere, și ăsta este un aspect care reiese din corespondența lui Brâncoveanu. Brâncoveanu este conștient că turcii sunt doar loviți, dar nu îngenunchiați, și că sunt o forță care trebuie să fie luată în considerare. Deci asta este o forță a epocii. O a doua forță este Austria, care are interese, care cucerește, intră în Transilvania, ocupă Transilvania, urmare a păcii de la Karlovitz. Polonia are și ea jocurile ei și ar fi interesată aici. Și vedem oarecum și Rusia interesată, deși multă vreme a fost un pic exagerat acest interes al Rusiei. De fapt, țarul are în acel moment mai degrabă interese către zona suedeză, unde duce și un război, și mai degrabă conex către zona sud-est europeană, deși sunt trimise solii nu doar din țara românească, sunt trimise solii și din Balcani, cu oferte de a proteja comunitatea ortodoxă de aici și sigur pe slavii din Balcani. Dar țarul face un joc destul de inegal și de neclar și de nesigur în legătură cu spațiul acesta, și din acest motiv Brâncoveanu, la momentul în care Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, trece în Rusia și se stabilește acolo în urma înfrângerii țarului, Cantemir preferă să facă un pas în spate. Din păcate, momentul acesta al defecțiunii rusești și moldovenești nu este un moment care să fie uitat ușor de turci.
pentru că are și oameni din armata sa, din apropierea sa, care defectează, care se duc la ruși, Toma Cantacuzino. Dar această informație trebuie pusă în conexiune cu faptul că deja suntem în acea a doua etapă a domniei, în care Brâncoveanu nu mai are sprijinul familiei Cantacuzino. Constantin Brâncoveanu consider că a avut o misiune și a simțit misiunea. A avut un program pe care și l-a trasat din momentul în care a primit domnia. Există o scrisoare a lui pe care o adresează țarilor Rusiei, în care spune: slujba mea este să îndur nevoile și să rabnă păștile și chiar să învărs sângele în numele lui Hristos, al Domnului nostru Dumnezeu, pentru credință. Ideea sfințeniei lui Brâncoveanu am auzit-o prima dată de la Ioan Alexandru. Era în anii 80, ținea un curs de poezie mistică, de fapt tâlcuiri din Evanghelii. Ținea acest curs la arte plastice, unde era o sală arhiplină, se stătea și pe hol. Atunci, dumnealui, pe lângă poezia pe care mi-o tâlcuia, recita și din propriile poeme, din imne. Despre imnele Putne, imnele Țării Românești, imnul lui Constantin Brâncoveanu l-am auzit atunci. Recita sau rostea ca un proroc. Era impresionant. Asta a fost prima atingere a ideii Constantin Brâncoveanu, cel despre care eu învățasem la istorie arte multe, că la arte plastice aveam un capitol important legat de arta brâncovenească. Aflam și acest punct de vedere, Brâncoveanu Sfânt. Apoi Dumnezeu m-a călăuzit pașii să ajung să restaurez monumente istorice. Am ajuns în monumente post-brâncovenești sau brâncovenești, la pridvorul Bolniței Bistreței, la Fundenii Doamnei, la Polovragi și, în final, la Gura Motrului. Ajungând acolo, îți pui problema și îți pui întrebarea: cum s-a putut întâmpla așa ceva? Ești în ctitoria unui sfânt. Cum de-ai primit acest dar? Ai și o datorie? Pe lângă cea de a-ți face meseria, poate ar trebui să faci mai mult pentru sfinții aceștia. Când am început să simt sfințenia lor. Și poate momentul decisiv, când m-am hotărât să fac un proiect dedicat brâncovenilor, a fost după 89, când mi-a căzut în mână cartea Preasfințitului Anania, Cerurile Oltului. Acel text, după cum știți, este scris în închisoare. Scris, de fapt, scris în memorie. Și a fost prima dată povestit în conferințele, în prelegerile pe care el le ținea alături de alți mari intelectuali, le ținea colegilor lui. Apoi, când a ieșit din închisoare, a pus pe hârtie acest text. Acest text m-a lovit, m-a atins și așa a început dragostea, evlavia pentru Sfântul Brâncoveanu și pentru brâncoveni. Urci în casă năvălea, pe toți patumii prindea și ducea de închidea. La Stambul, în turnul mare, ce se înalță lângă mare, unde zac fețe domnești și sol mari împărătești. Mult
Constantin, boier vechi și domn creștin. Adevăr e că ai gândit în a nu fi mazilit, să ne sparți a ta domnie de a noastră împărăție. Că de mult ce ești avut, bani de aur ai bătut, fără a-ți fi de mine teamă, fără a vrea ca să dai seamă. Brâncoveanu era ceea ce numim astăzi un lider care a reușit să păstreze țara românească pe linia de plutire, indiferent de mutațiile politice și geopolitice din jurul ei. Rusia devine importantă în Europa după lupta de la Poltava din 1709. Austria, blocată de Franța și de Prusia, își îndreaptă atenția mai ales spre răsărit. Polonia este măcinată de răscoale interne, dar și de conflictele externe cu Suedia, Prusia și Rusia. Poate tocmai din cauza acestei fierberi, Brâncoveanu a fost atât de preocupat de politica externă a micului său principat. Să nu credem că politica internă nu îl preocupa pe domnitor. Ar fi fost aproape imposibil să consolideze poziția externă a țării românești, atâta timp cât în plan intern ar fi existat frământări. Poate de aceea a încercat să pună stabilă intrigilor de la curte. Poate de aceea a încercat să se îndepărteze de Cantacuzini, de care era legat prin sânge, doar ca să creeze un stat stabil, capabil să se concentreze pe acțiunea sa externă. De altfel, ruptura de familia Cantacuzino a contribuit și ea la sfârșitul lui tragic din acea zi de 15 august 1714. El a reușit să facă în București centrul ortodoxiei. A adus profesori, au venit patriarhii din răsărit și mulți episcopi care profesau, predau la această academie brâncovenească. Dar mai mult decât atâta, prin daniile sale, Brâncoveanu a susținut ortodoxia în tot răsăritul creștin. A tipărit foarte multe cărți și cu sprijinul Mitropolitului Sfânt, cărturar și martir Antimi Vireanul, dar a și ajutat biserici de la cele din muntele Sinai până în muntele Athos, din Ierusalim, Alexandria, Antiohia până în sudul Dunării, acolo unde a restaurat biserici ortodoxe, unele ctitorite chiar de înaintașii lui, cum ar fi Matei Basarab. De asemenea, Brâncoveanu a avut relații strânse și cu țarul Rusiei, căruia i-a dăruit o evanghelie pe care a tipărit-o Sfântul Antimi Vireanul. Constantin Brâncoveanu a fost silit să facă o echilibristică diplomatică de mare inteligență. N-a fost deloc ușor, însă tradiția noastră creștină i-a creat o armătură foarte puternică. Faptul că avea Academia Domnească la București, înființată de el cu mari profesori teologi care susțineau, să zicem, cârma Ortodoxiei, Dositei al Ierusalimului, Hrisanta al Ierusalimului și alții, dintre marii profesori de acolo, ca și Antim, în fond, da? De aceea, momentul final al lui Brâncoveanu, momentul tragic pentru noi, a fost transcenderea lui efectivă din timpul istoric, în timpul liturgic, în timpul eternității. Brâncoveanu, împreună cu Sfântul Antim, s-au dovedit
cei mai mari susținători și am putea zice promotori sau precursori ai proiectului Mari Uniri, pentru că aceste cărți tipărite în limba română de Sfântul Antim Ivireanul au fost susținute pe de-a întregul de domnitorul binecredincios și martir Constantin Brâncoveanu, pentru că aceste cărți au fost răspândite în toate teritoriile locuite de români, până în Basarabia, până în Maramureș, până în Crișana, Banat și, cum am zis, în sudul Dunării, toți românii rosteau rugăciunile și aduceau slujbe lui Dumnezeu în limba română, în limba poporului. Și în felul ăsta ei înțelegeau credința, dar înțelegeau și cultura română cu care se identificau. Da-mi fost bun, rău la domnie, Dumnezeu singur o știe. Da-mi fost mare pe pământ, gata cum de vece sunt. Constantine Brâncovene, nu-mi grăi vorbe viclene. Constantin Brâncoveanu a fost un ultim prinț bizantin, un ultim lider strategic al epocii prefanariote, însă în același timp a fost un vizionar și un precursor al evenimentelor care, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, aveau să ducă la unirea țării românești cu Moldova, respectiv dobândirea independenței, așa cum o relevă planurile politico-militare pe care le-a propus țarului Petru cel Mare. Marica Brâncoveanu a fost în același timp și soție, și mamă, și filantrop, și administrator, și în ultimă instanță, într-un mod nefericit, a fost și mironosiță. Imaginea lui Constantin Brâncoveanu am scos-o la lumină de sub straturile de fum și repictări din secolul al XIX-lea. În inima palatului de la Curtea Veche s-au creat veritabile rețele de informatori. Erau recrutați oficiali străini, civili și militari, preoți și negustori. Măsurile practice puse pe picioare mai cu seamă de către Stolnicu Cantacuzinou au dat roade și putem vorbi, să zicem așa, de un proto-serviciu de informații